suntem acum fix la jumătatea cursului și machiajul de astăzi este banana sau cat crisul sau machiajul clasic. Suntem la a doua tehnică și vreau să-mi povestești. A fost greu? Ți-a fost frică? Nu. Nu ți-a fost frică? Nu. Te mai întreb. A câta oară în viața ta ai trasat o linie de tuș? Prima dată. Prima dată? Cum? N-am făcut la plină? Ba da. Deci a doua. Da, a doua. Da. Dintre tehnicile de cat cris, cea de ieri și cea de azi, care îți place mai mult? Cea de azi. Cea de azi, da, când începem de sus, e mai simplu. Eu îți promit că mâine facem încă o tehnică și o să-ți placă și mai mult. O să se simplifice un pic lucrurile. Ai ales niște culori foarte frumoase, aceste treceri de rozuri, auriu, un pic de aubergine, le-ai stompat foarte bine. Acum vreau invers un pic să-mi povestiți despre machiajul ei. Mi se pare foarte natural. Dăm ochelarii jos, e ca o vizieră. Și la fel a fost pentru a doua oară când am trasat o linie de tuș pe altcineva în afară de mine. Și niște ochi foarte frumoși, exact. Da? Și tușul îmi place, îmi place și culorile. Ai avut o pleoapă generoasă, puteai exact. Să pui pe orice alte culori, ca s-ar fi văzut bine. Și cu ochelari, și fără ochelari, și cu vizieră și așa mai departe. Îmi place foarte mult. Și încă o dată, promit că tehnica de mâine va fi și mai frumoasă și mai ușoară. Următorul nostru curs începe în data de 6 iulie și până atunci să ne urmăriți pe Facebook, pe Mirela Vescan Makeup Academy, pe YouTube Mirela Vescan și pe Instagram.